Bine v-am regăsit și astăzi, 25 martie, la rugăciune pentru lumea musulmană. Iată că suntem în 8-a zi de rugăciune și astăzi călătorim în nordul Africii, în Algeria. Ne vom ruga pentru un oraș din această țară. Împreună cu noi este Narcis Vlașin, specialist în relațiile dintre creștini și musulmani. Narcis, ce oraș avem astăzi în ghidul de rugăciune promovat de Frontiers? Astăzi este orașul Alger din Algeria. Algeria este pe locul 22 în ce privește persecuția pe glob, potrivit organizației Open Doors. 80% din țară este în deșertul Sahara, doar pe coastă, în principal, se locuiește. Sigur, sunt beduini și înainte de a intra în emisiune ai citit 7 feluri de arabi beduini care ți-ai întors limba în gură, pentru că nu-i cunoaștem, Kabile, Shilha, Hamian, Tajakant, tot felul de grupuri, de clanuri, de beduini. Interesant de spus este că pentru prima dată în istorie, acum 2-3 ani în urmă, creștinii noștri s-au dus la autorități și au cerut recunoașterea creștinilor, pentru că creștinii nu erau o religie recunoscută de stat. Și cum s-au dus? S-au dus datorită faptului că în ultimii 20-25 de ani, unul dintre aceste triburi de beduini, în marea lui majoritate, s-a întors la Dumnezeu. Și totdeauna autoritățile spuneam, la noi în țară nu sunt creștini, la noi în țară nu sunt creștini, așa că nu trebuie să le dăm libertăți, pentru că ei nu există. Și acești oameni au corespondat și până la urmă au fost invitați la autorități și au prezentat, uite, noi suntem arabi, noi suntem beduini, noi ne supunem autorităților, dar vrem să fim recunoscuți că suntem creștini, că nu mai suntem musulmani. Și li s-a dat această recunoaștere, 99,99% în Algeria sunt musulmani, foarte, foarte puțini creștini și uite, aceștia sunt concentrați în principal pe linia unui clan. Așa că avem mult de lucru în ce privește evangelizarea sau răspândirii Evangheliei în această, deși este o țară care, am zice, nu este mai ușor accesibilă străinilor, internațional, limba franceză, Canada, Franța, dar și alte țări de limbă franceză din lume ar putea să fie mai ușor accesibilă. Dar totuși nu este, e o țară care este închisă și în special Alger, 3 milioane de locuitori în capitală, nu este suficient de deschisă ca să primească, nu este așa de zonă turistică ca și Tunisia sau Senegalul, deși și aici sunt plaje frumoase pe malul oceanului, dar încă sunt limbi și dialecte în care nu s-a tradus nimica. Și astăzi ne rugăm pentru ca Noul Testament să se finalizeze într-o limbă, limba cenua, care este folosită mai larg în Algeria. Haideți să ne rugăm pentru partea de nord a Africii, o parte musulmană puternică. Sunt republici arabe în această zonă și în mod special pentru capitala Algeriei. Doamne, ne rugăm pentru aceste locuri de lume pe care noi nu le știm, nu le cunoaștem, sunt străine, ne sunt departe și geografic și cultural și emoțional, dar ne rugăm pentru Algeria și în special pentru Alger, un oraș, 3 milioane de oameni care nu că n-ar vrea să te cunoască, dar nu are șansa, pentru că sunt foarte puțini care sunt dispuși să meargă, să locuiască acolo și să te mărturisească pe tine. În special, mulțumim pentru cei care te-au cunoscut și pentru acest trip de beduini care au avut curajul să stea în fața autorităților și să te mărturisească pe tine. Te rugăm să lași ca Evanghelia ta să se răspândească și prin ei, dar și prin alții în această țară și în special în acest oraș. Amin. Amin. Vă așteptăm și mâine la rugăciune pentru lumea musulmană. Dacă doriți să aflați mai multe informații, puteți găsi pe site-ul frontiers.ro, de asemenea pe site-ul rvtimișoara.ro. Ne bucurăm că suntem împreună în această rugăciune, în această luptă spirituală. Și mă gândesc ce frumos va fi când într-o zi ne vom întâlni cu oamenii aceștia pentru care ne-am rugat, oameni pentru care a murit Domnul Iisus Hristos. Ne rugăm ca în această vreme
ei să aibă ochii deschiși, să-L vadă pe El ca Mântuitor și ca Domn al lor personal.